uite, uite mașina asta neagră, zic un băiat atât de frumos, zic, s-a dus acolo unde ai intrat tu, la mama. Da, eu ți-am zis să vii cu mine aici, că aici sunt o grămadă de băieți frumoși. Zic, unde dracu să vin așa îmbrăcată, nemachiată, nearanjată, veneam eu cu tine la cumpărături. În fine, plec, o las pe maica mea la magazin, toată ziua am stat acasă, m-am gândit de unde o să le iau pe băiatul ăsta, nu știam cine e. Zic, Doamne, de unde să-l caut? E zi seara la ture, poate îl găsesc prin oraș. Eu în mintea mea, știi? Zic, în fine. Seara aveam întâlnire pe Floreasca cu tot, participasem la un reality show și aveam întâlnire cu toți ăștia care am participat, știi? Mm-hmm. Și eram acolo la masă cu toate vedetele mele pe acolo, vorbeam și ce ai mai făcut și nu știu ce. Și zic, făi, dacă vedeți ce mi s-a întâmplat, leșinați, ce? Uite așa, și le povesteam exact ce ți-am povestit și ție. Îți jur, Jorge, în momentul ăla îmi vine mesaj pe telefon, de pe Facebook, tic, 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 tic. Eu care nu n-am răspuns pe Facebook în viața mea la niciun bărbat. Și doar atât am citit. Te-am văzut dimineață în SAM. Zic, aolo, ăsta e ăla. Intru, zic, stai așa. Zic, stai așa că poate m-a văzut altul. Să intru pe el să văd dacă e același. Intru și zic, își postase poza cu cămașa blă. Zic, ăsta e să mor eu. Trebuie să-i răspund. Eu care n-am răspuns în viața mea. Zic, și eu te-am văzut? Da, și nu știu ce. Știi că suntem vecini? Opa. Zic, nu. Trec mereu pe strada ta unde stai tu și îți văd mașina, că eu stau la In City. Zic, aolo, nu mă nebunie. Zic, da, foarte bine. Am stat jumătate de oră de vorbă cu el. Le uitasem și pe colegele mele și pe toate alea. Ce era? Lăsați-mă, făi. Iau geanta și plec. Gata, eu plec la întâlnire. Prima oară în viața mea când fac chestia asta, Jorge, răspund pe Facebook, dar îl văzusem. Că dacă nu-l văzusem să-mi fi scris unul care gen m-a văzut, nu răspundeam.